Fabrica de ciocolată de la Timișoara a luat ființă în anul 1895. Atunci o mână de muncitori produceau simple bomboane pentru consumul populației din zonă. În timp, după anul 1920, modesta fabricuță s-a transformat într-o mare întreprindere, care producea zeci de vagoane de bomboane, ciocolată și caramele. Fabrica de la Timișoara a reprezentat în primul rând un brand care e în actualitate și astăzi. Fabrica e înființată în secolul al XIX-lea, la sfârșitul secolului al XIX-lea, e un mic atelier, e o mică firmă ce produce bomboane și apoi se dezvoltă pe parcursul perioadei interbelice, devine o întreprindere de renume și național, dar și internațional. În perioada aceea se dezvoltă din punct de vedere material foarte mult, se ridică noi părți ale întreprinderii și, mă rog, se apropie de forma pe care o mai putem vedea și astăzi. E o întreprindere care a produs o mare varietate de dulciuri. Era echipată, da. Era utilașe ca lumea. Se făcea producție mare. Pe bandă rulantă. Da, sigur. Da, sigur. Mulți angajați? Mulți. Majoritatea erau femei, erau mulți angajați. Parterul este bucătăria fabricii, deci secția care prepară ciocolata. Etajul întâi sunt buncărele de zahăr, lapte praf, cacao, buncărele de boabe de cacao, pentru că la vremea respectivă tehnologia fabricării ciocolatei era din boabe de cacao, care erau prăjite, decorticate, măcinate și apoi preparate. Astăzi e cu totul o altă tehnologie. Probabil dacă ați mai filmat și în altă parte, v-ați dat seama că tehnologia s-a schimbat de atunci. Iar probabil sus, tehnologia, dar cred că ingredientele sunt aceleași. Iar sus era secția de turnare a ciocolatei, adică transformarea pastei de ciocolată fluidă în tablete, ambalare, expediere către magazie și de acolo la consumatorul de rând. După câțiva ani de ascensiune, din Timișoara se livrau dulciuri către toată țara. Cel mai bun judecător e consumatorul. Dacă lumea se bătea să ia marca virgulă Candia, înseamnă că știa de ce alege această marcă. Deși producția era enormă, marfa care ajungea pe rafturi era raționalizată. În spatele zidurilor impunătoare ale fabricii se lucra zi și noapte, în curățenie desăvârșită, în condiții de igienă perfecte și cu maximă seriozitate și măiestrie, muncitorii produceau bunătăți. E adevărat că s-au făcut investiții foarte mari cu fabrica asta, cu caramelașul care este în curte acolo, tot așa o clădire mare. În vremea respectivă, regimul cerea sacrificii. Muncitorii petreceau zile întregi în fabrică, producând ciocolată fină pentru membrii PCR. Faima mare a fabricii a dus-o fabrica veche, așa o numeam noi, fabrica veche, la care utilajele, n-aș vrea să exagerez, la probabil 70-80 de ani. Deci o tehnologie veche, dar totuși acolo se făcea rafinarea ciocolatei foarte mult, foarte mult, și aveam succes cu ea oriunde. Mi-aduc aminte, așa cu zâmbetul pe buze, când erau numite acțiunile speciale, asta însemna pentru tovarășii de la București, atunci se lansa codul acțiune specială și echipa de muncitoare erau verificate din punct de vedere al sănătății, erau testate, se închidea secția respectivă. Bineînțeles, omul sau băiatul cu ochii albaștri care stătea înăuntru cu femeile, se făcea acțiunea specială, se făcea livrarea și se relua producția pentru restul populației.
Acțiunile speciale erau un adevărat angrenaj care se desfășura la nivelul mai multor fabrici. Producătorii de lapte, de ambalaje și cei de zahăr erau direct implicați în procesul complex și de mare viteză. Pachetele speciale pentru tovară și de la București erau realizate în timp record și livrate rapid către capitală. În mai puțin de 3 zile de la poruncă, activiștii de partid se desfătau cu cea mai fină ciocolată produsă în țară. Ciocolata albă se folosește untul de cacao, laptele și zahărul. Deci nu mai intră componentul masă de cacao. Deci doar unt de cacao. Asta e și faptul că ea este albă și nu are culoarea maronie pe care o cunoaștem la orice ciocolată. Era un lux ciocolata albă la vremea respectivă? Era un lux. Pentru noi era un lux. Știu că la început se ducea în București în special și trecuse o perioadă, poate chiar o jumătate de an, și noi nu știam că în Candia s-a produs așa cam cu mult secret, să zic așa, că cineva mi-a cerut o dată o tabletă de ciocolată albă și a zis, de unde? De la Candia. Zic, nu știu ce să facă, deși se făcea de o jumătate de an. Și nu eram singur, deși eram mecanic șef și ar fi trebuit să știu totul. N-am știut după jumătate de an că se face ciocolata albă în Candia. Puțin știu că la fabrica de ciocolată se preparau și torturi. Ba chiar am făcut și torturi, că torturile s-au dovedit un eșec. De ce? Păi, în primul rând, că torturile erau gata de livrare în gura consumatorului. Ori îți trebuia condiții speciale de depozitare, îți trebuia o desfacere rapidă. Ori toate astea, când le produci, nu la nivel de cofetărie, ci la nivel de fabrică, nu puteai să îndeplinești toate condițiile astea. Dar cine a venit cu ideea asta și unde? Nevoia. Deci n-a fost ideea cuiva să facem tortul. A fost nevoia să faci ceva, să nu dai oamenii afară, pentru că atunci, în vremea respectivă, era o adevărată rușine să dai pe cineva afară. Ba mai mult, nu-ți permitea regimul să disponibilizezi. Ceea ce astăzi e o modă, să dai omul afară fără să-ți pese de viitorul lui.